În cadrul unui control efectuat de polițiști din cadrul secției de poliție Vadul Moldovei, a fost identificată o auto utilitară care transporta ilegal material lemnos. În urma verificărilor, aceasta prezenta aviz pentru 5,8234 metri cubi de lemn de foc molid. În vederea inventarierii încărcăturii, a intervenit ocolul Silvic Râșca, care a stabilit existența a 3,9736 metri cubi în plus față de volumul avizat. Astfel, cantitatea totală din auto utilitar a fost de 9,7972 metri cubi lemn de foc molid. Polițiștii au dispus sancționarea contravențională a societății care efectua transportul și confiscarea cantității de lemn de foc.